În intervalul 23-24 iunie va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Cireșelor din localitatea Sălășană-Făgetu. Un eveniment ce are menirea de a conecta comunitatea de slovaci din Făgetu de comuna aparținătoare Plopiș și de a deschide apetitul turiștilor pentru a vizita o zonă izolată din punct de vedere etnic, religios și geografic. În weekendul următor va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Cireșelor din localitatea Sălășană-Făgetu, un eveniment ce are menirea de a conecta comunitatea de slovaci din Făgetu de comuna aparținătoare Plopiș și de a deschide apetitul turiștilor pentru a vizita o zonă izolată, care are însă un potențial turistic crescut, datorită peisajelor și a specificului satului transilvanian, atât de bine conservat în această zonă. Ideea organizării unui astfel de festival a pornit de la profesorul clujan Viorel Stănică, după ce a realizat o strategie de dezvoltare a comunei, iar analizele au arătat că turismul comunitar este un factor strategic cheie pentru comună. În perioada 23-24 iunie 2018 va avea loc ediția a treia Festivalului Cireșelor, organizat de Primăria Comunei Plopiș prin Centrul de Informare și Marketing Turistic Plopiș, în cadrul care avem câteva activități care considerăm noi că vor avea un impact asupra celor care vor dori să participe la acest eveniment. Sâmbătă vor fi organizate câteva activități, un tur ghidat cu bicicleta, crossul munților Plopiș, un prânz tradițional, seara o să fie un concert cu trupa Hara, folg la foc și un film în aer liber, iar la finalul zilei o petrecere a tinerilor. Duminică o să avem spectacol folcloric, în care o să avem ansambluri din Făgetu, ansamblul Meseșul din Zalău, un grup folcloric din Rozalvea, din Maramureș, și apoi un ansamblu Cerovina din Valea Cerului, la sfârșit fiind Taraflus Biciu, Corina Sarmari și un grup vocal seniori, pe programul prezentat de Acuța Bălăjel. Pe lângă toate aceste activități, în cele două zile veți găsi produse locale, demonstrații de meșteșugărit, obiecte artizanat, expoziții de fotografii vechi și bunătăți din gastronomia locală. Pentru cei care doresc să participe, îi invităm cu mult drag la aceste activități, fiind o zonă frumoasă, și sperăm că și activitățile care organizăm să fie de gustul tuturor. Pentru că acest eveniment are loc în preajma Zilei Universale a IEI, ținuta recomandată este costumul popular sau un articol vestimentar popular pentru a marca ziua IEI.